Bine v-am găsit, știrile zilei, doamnelor și domnilor, sunt Oana Zamfir. Informația orei: incendiu violent într-un bloc din Uricani, județul Hunedoara. Ca să se salveze, oamenii au ieșit pe geam. O persoană a fost rănită. Știe mai multe despre ce s-a întâmplat acolo la Uricani colega noastră Ana Maria Ianc. Ana, te ascultăm. Bun găsit! Odată ajungi la fața locului, pompierii au trecut la evacuarea persoanelor care se aflau în acel moment în apartamentele situate pe scara unde se manifesta incendiul. În total au fost evacuate 4 persoane, 2 de la etajul 1 al blocului și alte 2 de la etajul 4. Toate au fost evaluate de către echipajul medical sosit la fața locului. O singură persoană care prezenta arsuri la nivelul unuia dintre brațe și la nivelul scalpului a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă nimeni nu a fost transportat la spital. Pompierii militari au reușit să limiteze incendiul la nivelul bucătăriei și al unei camere din apartamentul respectiv, iar în orele următoare urmează să se stabilească și cauzele care au produs acest incendiu.